Salutare România, salutare YouTube, eu sunt Xali și bine v-am găsit la un nou episod de Euro Truck Simulator 2. Fraților, ultima noastră cursă a fost de la Constanța la Galați. A fost o cursă destul de interesantă, cu multe peripeții, dar cu un profit puțin cam micus pentru noi așa. Așa că astăzi vom merge noi cu o cursă de la Galați la... Unde mergem noi astăzi? La Iași. Avem un transport de carne de pui și o să mergem să luăm transportul acesta. Haideți să vedem cum mergem până acolo. Ok, fraților, haideți să pornim motorul. Să aprindem și luminile. Este pe timp de noapte, dar nu avem ce să facem pentru că așa ne-a cerut transportatorul și în momentul de față nu avem ce să facem. Se mișcă un pic în lag jocul și nu-mi place cum se vede. Avem aceleași frame drop-uri nesuferite ca de fiecare dată. Bă, da, unde e ieșirea? A, era pe aici, ok. Toate așa că ieșirea nu e pe acolo. Să dăm un pic înapoi. Așa. Hai să luăm maxim în dreapta și să încercăm să ieșim pe poartă pe aici. Op, op, op. Op, m-am oprit la fix. Hai să dăm în spate. Op, perfect. Mamă, trebuie să trecem la centimetru pe aici. Am lovit ceva? N-am lovit nimic. Perfect. Următoarea stradă, virați la stânga. Oh, bună dimineața, Ioana, te-ai trezit? Hai să mergem la treabă, tati, că de metri, virați avem ceva la dreapta. Treabă de făcut. Următoarea stradă, virați la dreapta. La dreapta virăm, da. Nici n-am fost atent pe ce camion mergem astăzi. De fapt, în această seară. 200 de metri, virați la stânga. Virăm la stânga imediat ce ne permite. Următoarea stradă, virați la stânga. Am făcut stânga frumos, am uitat să și semnalizez, să și... Ce rost are? Să mai semnalizăm. Așa, merg semnalizările, merg. Le-a verificat să fie sigur că merg. Am stins lumile din greșeală. Avem 224 de kilometri de parcurs până la Iași. Să sperăm că va fi un drum liniștit și fără prea multe probleme. Este ora 3 și 40 de minute. Timpul estimat nu știu care este, dar vom vedea. A, nu, stați un pic. Deci ora este 0 și 22, iar timpul estimat de ajungere este 3 și 50 de minute. Ok, asta în funcție de cum ne deplasăm noi. Să sperăm că o să ne deplasăm destul de bine și că nu o să avem probleme, pentru că asta este cel mai important. Îl avem pe ăsta în fața acum. Opa, opa, ce e aici? Un accident. Ia uitați, fraților. E un accident sau? Da, cred că s-au lovit băieți acolo. Asta îi fac o amiabilă și se rezolvă treaba. Bine, măcar că i-am văzut din timp și n-au fost probleme. Am intrat. Mergeți în Galați, înainte. De față. Hop, hop, ușor pe ăsta, văd că a frânat, dar nu i s-au aprins stopurile, nu știu ce s-a întâmplat. Hai, boss, bine că semnalizezi. Bă, mor pe ăștia care semnalizează în ultima secundă. Adică, pana mea, dă-și tu semnalizare cu 50 de metri, 100 de metri înainte să faci o mutare de asta kamikaze așa. Nu m-am așezat bine și nu văd oglinda celălalt de astăzi. Atât. Să ne vedem și oglinda aia, că nu... Nu-mi place așa. Încadrați-vă pe banda stângă. Pe urmă virați la stânga.
să mă depășească sau nu știu ce vrea el acolo. Următoarea stradă, virați la stânga. Trebuie să vedem la stânga aici. De prin benzinărie. Bă, n-am luat-o bine, dar hai că o rezolvăm. Am intrat prin parcare la benzinărie. Da, la fac. A fost bine în principiu. În principiu a fost bine, ne-am descurcat. Așa, hai să vedem unde mergem în momentul de față. Mai avem 201 km până la destinație. Timpul estimat de sosire s-a mai redus, se reduce din când în când. Problema e că eu o alerg pe aici prin oraș, dar risc să-mi iau momentul. Mergeți înainte. Cred că urmează un sens giratoriu și nu vreau să intru sau să sar peste el cum ar veni. Intrați în sensul giratoriu și părăsiți-l la a doua ieșire. Bun. Un pic am putez aici. Și să ne calculăm un pic. Părăsiți sensul giratoriu. Sensul giratoriu. Perfect. Așa. Mamă, sunt destul de ciudate curbele astea spre Iași. Adică, na, Moldova nu e chiar o zonă de asta așa cu serpentine, din câte știu eu. Că am făcut și eu de câteva ori drumul ăsta, pentru că bunicii mei sunt din Moldova, sute undeva de metri, în zona, virați la stânga. Din Suceava undeva, adică mai sus de Iași un pic. Așa, bine, ăsta. Următoarea stradă, virați la stânga. Hai că am prins bine și semaforul ăla. L-am prins cât se poate de verde. Ar fi putut totuși să stau, să mă bag, să dorm undeva, dar n-are rost pentru că am văzut că ultimul videoclip care l-am făcut pe timp de noapte s-a văzut destul de bine, așa că nu este o problemă. La videoclipul acela, când am mers prin Constanța, YouTube-ul, nu știu ce mi-a făcut la prima parte acolo la videoclip, dar ăla arată groaznic. Prima parte este undeva al negru și după și-a revenit. Dar nu știu exact care a fost problema. Da, nici nu mai contează. Bine că videoclipul a ieșit cât de cât bine și asta e cel mai important. Bă, nu pot să merg în spatele ăsta, o să-l depășesc. Cu toate că știu că nu e ok să-l depășim. Poate-mi vine cineva din față, acum și vine cineva din față. Dai, vă rog, pot să mă bag. Așa, dar să mă vizam ca să știu că mă bag. Tuneric pe drumurile astea spre Moldova, nu tu un bec, nu tu nimic, bă, gata cu semnalizatul. Ăsta semnalizam, continuare, n-avea nicio treabă. Eram pe semnaliza noi. Da, nu știu ce se întâmplă cu jocul, că îmi stă în 44 de FPS-uri. Pentru Euro Truck Simulator să zic că este mai mult decât suficient, dar alte dăci, jocul ăsta mergea mult mai bine, nu știu ce se întâmplă. Și a făcut astăzi, într-adevăr, jocul un update și ceva nu e în regulă cu el. Dar totuși l-am făcut să meargă un pic mai bine. Nu mult, dar un pic mai bine. Mamă, cât de aproape am trecut de băiatul ăla. Mi-a stat inima în loc. Am trecut, dar de mai încet rog.
am zis, drumurile astea din spre Moldova sunt toate întunecate. Ia uite, mai vedem cât un bechiș colo, pe unde e vreo firmă ceva, pe unde e vreo casă de primar, o casă de popă ceva. Pe acolo de obicei întâlnim becuri, în rest, beznă totală și sunt totuși drumuri naționale. Dar na, asta e România și n-avem ce să facem. Mai avem oricum 100 de kilometri până la destinație și scăpăm de zona asta, dar sunt curios să vedem ce altă cursă vom lua noi, pentru că urmează o altă cursă. Mamă, ce curbe am în față acolo. Trebuiască să merg mai încet acolo. Și cât e limita aici? A, 80. Ok. Limita este de 80, deci va trebui să mă încadrez undeva la 80 acolo. O să scădem un pic, că nu-mi plac curbele astea și mie să nu mă răstor. A few moments later. Mamă, ce era să fac? Nu. Haide, te rog. Hai, tirule, haide. Hai, tata, rezistă. Era cât pe ce să-l scap. Era cât pe ce să-l scap. Trebuie să avem grijă. Ok, hai să mergem mai încet. Trebuie să mergem mai încet, că nu e de glumă. Nu e de glumă cu curbele astea. Sunt destul de periculoase. Hai să trecem ușor de curbele astea, că nu vreau să avariez nici marfa, dar nici tirul omului, că na, vom plăti. Nu se întâmplă nimic altceva, dar vom plăti. Și banii ne trebuiesc pentru noi, nu o să mergem să facem o cursă și să pierdem jumătate din bani. Pentru că deja i-am făcut un 1% avarie și la o avarie de 10 sau 15% pierzi destui bani. Așa că nu aș vrea să se întâmple asta, o să mergem un pic mai ușor și gata. Ca să nu avem... Să nu avem discuții de genul. Avem noi 40.000 de dolari deja acolo și sunt curios cam ce... Mă tot bate gândul să mă apuc să-mi iau un tir, un cap tractor, dar o să mai aștept puțin și o să mai strâng ceva bani, o să mai fac 3-4 curse, să vedem, poate reușim până la urmă să ne luăm un cap tractor. Pentru că dacă tot vreau să-mi iau un cap tractor, să-mi iau unul decent. Vreau să-mi iau unul prost, vreau să-mi iau unul decent ca să pot, după ce voi face niște bănuți ok, să pot să pun un angajat pe el, adică nu vreau să-l vând, vreau să pun un angajat, adică să-l mai folosesc în continuare. Ia să vedem. Mai avem 41 de kilometri până la destinație. Este o beznă de nedescris, dar n-are nimic, mergem să facem treabă, să ducem marfa în siguranță la destinație și să fie totul ok. Cred că tu cursa asta o să mai băgăm încă o riblare. Stai să vedem cum stăm cu minutele de înregistrare și vedem, pentru că nu vreau să dureze nici prea mult episod. Vreau să dureze undeva un 35 de minute maxim. Oricum, videoclipul ăsta trebuie editat destul de mult, pentru că l-am avut pe cel mic al meu în spate care se juca pe telefon și nu o să vreau să se audă asta pe videoclip. Cred că ne apropiem de Iași. Sau cel puțin de punctul de livrare ne apropiem, sigur. Încetinim un pic, pentru că i-am pe băieții ăștia în față care abia se mișcă și n-aș vrea să mă sui pe ei. Op, mamă, vă dați seama dacă îl prindem pe ăsta între noi, între... Nu uitați pe... Mamă, arată bine nebunia asta de tir. Du-te de aici, cum arată! Trebuie să facem o poză de thumbnail când ajungem la destinație.
că arată bine rău de tot cap tractorul ăsta. Bă, da, și trenul în jocul ăsta arată bine, adică ăla chiar seamănă cu trenul din România. Imediat ne apropiem și ajungem și de și la în 200 de metri virați la dreapta. Imediat. La dreapta virăm în 200 de metri. Hai, boss. I-am dat-o ăsta. Căi, de ce a încetinit ăsta? Că următoarea nu l-am înțeles. Stradă, virați la dreapta. Cred că și el vrea să facă tot dreapta, dar n-am înțeles de ce a încetinit așa de rău. Da, asta e, mai pierdem și bani. După ce că avem mare nevoie de bani, mai și intrăm și pe cuboșii ăștia pe drum. S-ar putea să meargă în aceeași direcție cu noi, virați la stânga. Adică să livreze în același loc, în același loc cu noi, sau ia în față aici. Următoarea stradă, virați la stânga. Mergem după băiatul ăsta, dar să ce livreze ceva tancul sau ce livreze. Încă nu văd destul de bine în fața acolo. E destul de întuneric și nu se vede foarte bine. În 200 de metri, virați la stânga. Următoarea stradă, virați la stânga. Pe urmă, virați la dreapta. Așa, hai că trebuie să ajungem acum la destinație. Următoarea stradă, virați la dreapta. Am mai făcut încă o livrare, virați cât de cât la ok, stânga. Era să și ajungeți scăpăm. Ajungeți la destinație. Da. Am făcut avarie fix acum la sfârșit. Ia să vedem, stați un pic să vedem cum arată tirul ăsta din față. Ia. Cum arată, nu fiți nebuni. Frumos, frumos. Frumos, chiar îmi place cum arată. Cap tractorul ăsta arată bine rău de tot. Ok, hai să finalizăm și comanda asta. Bă, ăsta nu mai trebuie, dar ne băgăm așa ușor. Bă, și trebuie să ne băgăm aici cumva. Mai bine? Ok, bun. Perfect. Da. Cam asta a fost, prieteni, și cu videoclipul de astăzi. Nu uitați să dați și voi acolo un like, un share, un subscribe. Pentru că sunt la început și am mare, mare nevoie de susținerea voastră. Dacă vă place ceea ce fac, loviți și voi acolo butonul de like și butonul de subscribe. Și, da, cam asta e. Eu sunt Xali. Vă doresc o seară plăcută în continuare. Ciao, ciao, prieteni, v-am pupat!